tatăl tău. Se știe ceva despre acel individ care l-a răpit? Doamna Lisa l-a recunoscut. Spune că acest bărbat a lucrat pentru ea. Nici nu știi ce dor mi-a fost de tine, Andy. Și tu mi-ai lipsit, tăticule. Scumpa noastră Clara, alături de soțul ei Fred, a scos o sumă foarte mare de bani de la aceeași bancă. Poftim, Clara și Fred! Fred e soțul ei? Ce vorbește acolo, Tereza? Ce ați auzit? Rebecca vrea să vorbească cu tine. Pentru ce? Tu ești acel băiețel David. Tu ai fost răpit din cărucior de lângă surioara ta. Tu ești băiatul meu, David. Se vede că nu ești fata mea. Ai primit banii mai repede? Rebecca, nu știu cum să încep. Ce e? Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Copilul a dispărut. Cum adică a dispărut? Nu l-ai lăsat cu fata aceea de la fermă? Ba da, l-am dus, l-am predat așa cum mi-ai zis. Doar că după aceea fata m-a sunat și mi-a zis că micuțul a dispărut. La daiba! Trebuia să-mi dau seama că ai rămas la fel de prost ca și înainte și nu mă pot baza pe tine. Du-te! Du-te și caută copilul! Ce rost are? Cine știe pe unde e deja? Îți dai seama? În ce belea mare ne-ai băgat pe amândoi? Suntem! Poate sunt! Tu în ce belea poți să fii? Eu am fost văzut, iar acum poliția este pe urmele mele. Cum am putut să fiu așa de prost încât să ascult iarăși de tine? Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul. Deci, prin urmare, afacerea noastră temporară i-a sfârșit acum. Dar înainte îmi vei spune unde este fata mea. Mă doare în cot de fata ta. Ai făcut o greșeală, așa că adio, comisare.
mai vrei? 1. Urăsc persoanele care mi-închid telefonul în nas. Iar 2. Dacă nu vrei să povestesc absolut tot poliției, îmi vei spune unde mi-este fata. Adică vii cu șantajul? Nu-i destul că te-am scos de la închisoare? Mai vii și cu alte pretenții? Repete întrebarea. Unde este fata mea? Deoarece ai devenit prea obraznic, să știi că nu-ți dezvălui nimic despre fata ta. Ți-am făcut un favor. Te-am scos de la închisoare și acum tu vii să mă șantajezi? Bine, tu ai vrut-o. Voi spune absolut tot poliției și voi povesti și Teresei ce s-a întâmplat. Ascultă-mă, comisare. Află de la mine. La cât de ușor te-am scos din închisoare, la fel de ușor te vâr înapoi. Să știi că nu mi-este frică de tine, Rebecca. Nesimțitul! Trebuie să scap cumva de el. De ce să stau să mă denunțe la poliție? Sunt. Auzi, trebuie să mă ajuți. Trebuie să facem ceva să ajungă Stevens înapoi la închisoare. Nu mă interesează cum vei proceda. Găsești tu o posibilitate de a-l închide. Doamnă Bans, unde ți-e actele de adopție? Pot să știu pentru ce? De ce ai nevoie de ele? Ai spus că nu sunt fica ta, așa că vreau să-mi găsesc părinții. Clara, cred că ar trebui să ne calmăm amândouă. Ar fi mai bine să ne așezăm și să discutăm. Vreau documentele acum și dacă nu mi le dai, voi răscoli toată casa. Bine, te-am adoptat de la orfelinatul Emanuel. Nu știe nimeni de tine. Și nici de părinții tăi. Vreau să mă convin și eu. Dovezi, mamă, nu vorbe. Am și eu dreptul să știu cine sunt părinții mei. Documente trebuie. Postim documentele. Mulțumesc. Cum ești, David? Cum te simți? Nu mă simt deloc bine, Beatrice. Toată chestia asta cu răpirea și cu mama m-au dat peste cap. Sunt bucuros că s-a aflat adevărul, dar sunt și un pic derutat. Apar sentimente noi față de Rebecca, față de tine. Adică sunt sora ta, David. Exact, Beatrice. Doar știi, am crescut singur. Mă rog, cu ceilalți copii de la centrul de plasament. I-am iubit. Au fost oarecum singurele mele cunoștințe. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Am o soră, am o mamă. Nu știu, dar lucrurile par atât de noi. Timpul
Timpul va rezolva tot, David. Bine, dar până atunci, cum facem mai departe? Mergem acasă la noi, ne așezăm cu mama la o masă, vorbim și vedem ce se poate întâmpla. Beatrice, încă nu. Nu cred că ar fi o idee bună. Consider că ar trebui să mai treacă puțin timp. Iartă-mă, fiule, că te-am abandonat atunci. N-am fost suficient de atentă, dar eram singură, fără ajutor. Iartă-mă. Ochiul tău iubit, plin de mângâieri. Vrei să spuneți că dumneavoastră sunteți mama mea? Oare te pierdui? Da, fiule, eu sunt mama ta. Fără ca să-mi spui. Și atunci, Beatrice, e sora mea cea mână. În zadar bate în ferești. Da, fiule. Și mă întreabă ea. E sora. Unde ești? Nu bine să crezi. Asta face parte dintr-un plan. Ești acel băiețel, David. Tu ai fost răpit din cărucior de lângă surioara ta. Tu ești băiatul meu, David. Ce facem acum? Timpul trece foarte repede. Trebuie să avem răbdare, fata mea. Totul o să se rezolve. David! David, ce dor mi-a fost de tine! Andy, ce cauți aici? Și cine e acesta? E tata, nici nu-ți vine să crezi. L-am salvat din casa unei nebune care îl ținea închis. Doamnelor, cred că nu mai trebuie să vă stresați pentru bani, deoarece... Se vede că vine Crăciunul. Ce surpriză mai ai, David? Mai avem o surpriză. Sunteți pregătite?
Doamne Dumnezeule, cine sunteți? Ce e cu bandajele astea? Sunt eu, Anthony. Cum? Anthony, dar tu... Tata n-a murit. El este bandajat pentru că are fața arsă. Aș așeza picături de ploaie înapoi în nori, doar pentru ea, doar pentru ea. Și aș picta cerul în culori. Aș deșira fularul de regrete ce o sufoc încet, doar pentru ea vi se-aș fura. Doar pentru ea îmi bate inima și nu pot să opresc să-i strige te iubesc. Doar pentru ea orice s-ar întâmpla cu o lume m-aș lupta. Doar pentru ea aș ridica soarele din mare în zorii gri. Doar pentru ea, doar pentru ea. Și norii de-ndoiel s-ar risipi. Aș aduna litere strivite din povestea ei. Doar pentru ea le-aș repara. Doar pentru ea. Eram în drum spre casă de la cimitir când m-am întâlnit cu prietenul meu, Alex. L-ați cunoscut, am fost cu el aici mai demult. Nu-mi vine să cred. Ești chiar tu, Anthony. Da, doamnă Lisa, sunt eu. Mamă, te rog, lasă-l să povestească. Știți că Alex nu avea familie, doar o soră la Budapesta. Dar nu ținea legătura cu ea. L-am luat în mașină. După un timp, nu știu cum, am ajuns să vorbim despre căsătorie, despre nuntă. Atunci m-a rugat să-i dau inelul, să vadă și el cum îi stă. I-am dat inelul și i s-a potrivit, perfect. Nu eram atent și o altă mașină a vrut să mă depășească. M-am speriat și am pierdut controlul volanului. Altceva nu pot să-mi amintesc. A trecut pe acolo o femeie care a reușit să mă scoată din mașina în flăcări. Apoi, mașina a explodat, iar Alex a murit. Deci, Ana a avut dreptate când a zis că tu nu ai murit. Andy mi-a spus că Ana a suferit destul de mult și că este la ceva sanatoriu. Cum se simte? Sărmana a fost foarte afectată. Acum cred că se simte mai bine și mâine cred că am putea să o și vizităm. Nu cred că ar fi o idee foarte bună să mă vadă așa cu bandajele astea. Nu gândi așa. Trăiești. Asta contează, Anthony. Dar fața mea, doamnă Lisa. Totul se rezolvă, Anthony. Nici acum nu vine să cred că ești aici. Dar tu, cum de v-ați întâlnit? Omul acela m-a dus în casa unde era tata. Exact așa s-au întâmplat lucrurile. Și coincidență. Femeia care m-a salvat din incendiu era o cunoștință mai veche de-a lui Stevens. Și unde este femeia aceea? Cum a scăpat? Să vezi, bunico, femeia aceea a încercat să... Telefon. Cum ai fost atât de proastă? Dar ai fost în țară să ai grijă de un copil mic? Ești la fel de...
nemernică și împrăștiată ca și tatăl tău. Trebuia să luăm bani pentru copilul acesta și tu l-ai scăpat. Rebecca, eu am fost atentă, dar copilul... E adevărat ce am zis adineori. Ești la fel de aiurită ca și tatăl tău. De aceea n-am mai continuat afacerile cu el. Cu tata? Să nu spui că ai uitat. Doar ți-am spus. Nu țin eu minte toate detaliile, Rebecca. Dacă știam că nu mă pot baza pe tine, îl duceam în altă parte pe băiat. Tu era singura persoană de care trebuia să am grijă. Mai aveam pe cineva cu mine. Încă o persoană? Despre cine este vorba? Cine era acea persoană? Nu e treaba ta. Mi-am găsit și eu pe cineva cu care vreau să mă căsătoresc. Dar acest copil mi-a stricat treburile. E jalnică. Bine, eu am venit să vorbesc, dar văd că nu am cu cine. Poți să pleci. Mamă, nici nu-ți poți imagina ce mi-a zis David. Micuțul Andy s-a întors acasă și nici nu-ți imaginezi de cine a fost găsit. Andy a fost găsit? Găsit? De către cine? De însuși tatăl lui. Anthony trăiește. Nu a murit în acel accident de mașină. Poftim? Anthony a fost găsit de o femeie care l-a ținut captiv nu știu cât timp. Iar Andy nu știu cum a ajuns și el acolo. Nepotul meu trăiește. Anthony nu a murit. Da, trăiește. Și pe mine m-a șocat vestea. Merg până la ei. Vii și tu? Nu pot acum. Du-te tu înainte. Vin și eu peste o jumătate de oră. Ne întâlnim acolo. Bine, mamă. Atunci ne vedem acolo. Nebuna asta l-a ținut captiv pe Anthony. Iar eu, ca proca, l-am trimis pe Andy chiar unde se afla tatăl său. Nebuno, știi pe cine ai ținut captiv? Știi cine era bărbatul acela? De ce te interesează? Să nu spui că știai! Știai că e nepotul meu? Da, știam. Nu înțeleg care e problema ta. Anthony nu a murit, deci nu mai trebuie să te răzbuni. Taci! Ți-ai bătut joc de mine, nesimțit-o. Lasă numai! Ca să nu merg la poliție să te denunț, îmi vei da bani în schimbul tăcerii mele. Nu-ți dau nimic. Ce treabă ai tu cu mine în cele din urmă? Vrei să sfârșești la pușcărie? Alături de nemernicul acela de Stevens? Cine e ăla? Stevens e cel care ți-a adus copilul. Și, apropo, e tatăl tău, nebuno. Cum? El e tatăl meu? Exact. Îmi vei da 5.000 de dolari în schimbul tăcerii mele. Nu-ți dau eu nimic. Și, apropo, nu știu unde m-am dus. N-ai pas să te ia. Nimic din ce planific eu nu-mi iese. Am nevoie de un pistol urgent. Cum? Nu e treaba ta. Fă-mi rost de un pistol, azi. Ei, ei, Rebecca, nu știi cu cine te-ai pus. Și ți-a fost dor de mine? Da, mi-a făcut griji pentru tine. Și mie mi-a fost dor de voi, dar și de Toto. Să știi că nu o să te mai părăsesc, Toto, niciodată, îți promit. Trebuie să fii bucuros, Andy. Până la urmă, tatăl tău trăiește. În curând va veni și mama ta de la sanatoriu. Așa e. Dar tu, nu ești trist pentru că nu ai părinți? Nu chiar. Să știi că în timp ce ai fost plecat, s-au întâmplat și aici câteva lucruri. Adică? Mi-am regăsit mama. Adică, ea m-a găsit pe mine. Cum? Dar e minunat. Și cine e mama ta, poți să te întreb? E doamna Rebecca. Ea e mama mea. Mama lui Beatrice?
Atunci Beatrice e sora ta? Vai, e minunat! Da, așa este. Eu și Beatrice suntem frați. E, eu care credeam că vă iubiți. Haide, nu te teme, Andy. Nu-ți fac niciun rău. Ce cauți aici și unde vrei să mă duci din nou? Presupun că sunteți Stevens. Ce căutați aici? Calmează-te, Andy. Nu te speria de mine. Regret ce am făcut. Stați aici. Nu vă apropiați. Speriați copilul. De ce ați venit? Am venit să vorbesc cu Teresa, să-i povestesc cele întâmplate. Lasă-mă în pace. Ce vrei de la noi și du-te! L-ați auzit pe Andy. Acum vă rog să plecați. Sau o să fiu nevoit să sun poliția. Ce se petrece aici? Ia te uită ce fată mare are Rebecca. Acum câțiva anișori era o pișpirică. Plecați, acum. Bunica mea a plecat cu tata la spital. Ce vreți de la ea? Dar nu mai striga, copile, și calmează-te. Și când vine Teresa acasă? De unde vrei să știu eu? S-a dus la spital cu Antoni. Zice că a fost ținut captiv de o psihopată. Poate știți mai multe despre ea. Nu știu nimic despre acest lucru. Despre cine vorbești? Tata a fost ținut de femeie aia unde m-ai dus tu! Cum? Antoni era acolo? De ce l-ați răpit pe Andy? Ce ați vrut să faceți cu el? Bine, se pare că vreți să știți adevărul. Noi am fost cu ideea răpirii. Ce altcineva a fost? Ce se întâmplă aici? Ce caută individul acesta aici? Chemați repede poliția! Rebecca, nu cred că e cazul de scandal. Și nici de teatru. Despre ce vorbești, Stevens? Stevens? Mamă, acest bărbat l-a răpit pe Andy. Iar tu vorbeai la telefon cu el. Te-am auzit de mai multe ori. Nu știu despre ce vorbești, fata mea. Haide, Rebecca, recunoaște adevărul. Recunoaște că tu m-ai scos de la pușcărie doar ca să-l răpesc pe Andy, pentru a te răzbuna pe Teresa și pe Ana. Eu nu mai ascult aceste povești pe care le spune bărbatul acesta. Este adevărat ce spune acest bărbat, mamă? Dispar din fața mea! Pregătește-te, Rebecca, dacă mă denunți, te iau cu mine la închisoare. Dar mai închideți gura odată și pleacă din casa asta. Ai vorbit destul. Ai o mamă foarte periculoasă. Ne mai vedem. Nu-mi vine să cred. Eu nu înțeleg nimic ce e aici. Și totuși nu mă interesează. Hai, tata, să mergem în cameră. Așa ceva? Mama să facă așa ceva? Din răzbunare sau din cauza nervilor, de multe ori oamenii au reacții necugetate. La repezeală facem greșeli, luăm decizii, de multe ori pripite, pe care apoi, cu trecerea timpului, începem să le regretăm. Sunt sigur că există o explicație. Ce explicație să fie? Thank you.
tată, mamă. Îmi e dor de voi. Întâmplat. Unde este Clara? De ce nu-mi spui nimic? Ne-am certat. A plecat. Cum adică a plecat? Nu știu. Și nici nu mă interesează. Lasă-mă cu teoriile. Fred, tu iar ai băut. Ce se întâmplă cu tine? Cu mine nu vorbești așa. Nu s-a întâmplat nimic, mamă. Lasă-mă, te rog, în pace. Ascultă, trebuie neapărat să-l cauți pe Stevens și să scapi de el în seara asta. Neapărat. Prostul de Stevens i-a spus ăstuia totul. Ce să mă fac? Dacă se duce la poliție și mă spune și acolo, trebuie neapărat să scap de el. Ce cauți tu aici? Ce ai de gând să faci cu pistolul acela?